Trei proiecte propuse de Primăria Suceava sunt în așteptarea fondurilor elvețiene. În perioada 25 martie-12 aprilie se vor face evaluările proiectelor de către o echipă interministerială de la Ministerul Dezvoltării, urmând ca până la finele lunii viitoare să fie evaluate și de elveție. O discuție la Ministerul Dezvoltării Regionale cu secretarul general Marian Niculescu în ceea ce privește fondurile elvețiene. În perioada 25 martie-12 aprilie are loc evaluarea acestor proiecte pe fonduri europene referitoare la energia durabilă, regenerabilă. Noi aici avem depuse trei proiecte, așa cum se știe, pe iluminat public, pe încălzirea bazarului și pe achiziționarea de mașini electrice. Am vrut să mă asigur că totul este în ordine din punctul nostru de vedere, depusă documentația. Așteptăm să evaluarea comisiei interministeriale. Și până la data de 30 aprilie ele vor fi înaintate la partenerii elvețieni pentru evaluarea finală. Sperăm ca în acest an să putem semna finanțare pe contracte elvețiene și de ce nu chiar să demarăm anumite lucrări în aceste proiecte.